De-a lungul emisiunii noastre, smartphone-urile din gama Philips Xenium au fost destul de des menționate. Unele foarte colorate, altele cu o baterie impresionantă, dar iată că a venit timpul unui model care îmi place și mie cum arată, iar pe lângă asta are o baterie destul de impresionantă. Astăzi în laborator avem unul din cele mai noi și mai subțiri smartphone-uri ale chinezilor, Philips i908. Deci să începem cu lucrurile pozitive. Din toate modelele de la Philips, acesta mi se pare cel mai arătos. Nu este prea colorat, nici prea pătrat, nici prea gros. Avem numai 8,8 mm, pe lângă asta adăugăm colțurile rotunjite și, desigur, carcasa din spate. Ideea cu texturile false nu prea am acceptat-o la telefoane, dar aici prima senzație când am scos smartphone-ul din cutie a fost piele? Nu! Philips a lucrat într-adevăr bine aici. Desigur că dacă privești atent îți dai seama că e plastic, numai că e unul moale. Trendul ăsta l-a început Samsung, doar că ei au folosit un plastic foarte rigid și senzația nu era nici pe departe ca aici. Ce vreau să spun este că se simte foarte plăcut în mână. Pe lângă asta, acest capac frumos este detașabil, dacă se uzează, l-ai schimbat. Deși pe această textură nu ai cum vedea zgârieturile. Unica mea dorință ar fi ca Philips să adauge și alte culori în afară de alb și negru. În interior avem două sloturi pentru SIM și unul pentru card microSD de până la 32 de giga, dar și modulul NFC care este lipit de capac. Din păcate, bateria nu este detașabilă, dar parcă se cere a fi. Probabil cei de la Philips nu au vrut să fie scoasă pentru ca să evite scârțitul device-ului. Un alt lucru care bucură este ceea ce vine în cutie împreună cu i908. Spre exemplu, în cutie avem o peliculă pentru ecran și chiar un șervețel pentru aceasta. Și credeți-mă, el o să vă prindă bine. Display-ul adună urme extrem de ușor. În schimb, are acoperire oleofobică. Pe scurt, asta înseamnă că urmele se curăță la fel de ușor precum se lasă. În general, display-ul este unul Full HD de 5.5 care nu arată deloc rău. Aici, surprinzător, pentru o matrice IPS, culorile sunt pline de contrast. Asta datorită tehnologiei One Glass Solution, care reduce grosimea între display și sensorul touch. Așa că cei care preferă imaginile aprinse, varianta potrivită. Detalizarea tot e bună, 441 pixel pe 1 inch. La specificații, Philips sună a naibii de promițător. Procesor octa-core, 2 GB de RAM și 16 GB de memorie internă. Pe lângă asta, smartphone-ul rulează pe noul Android KitKat versiunea 4.4.2. Și logic ar fi ca întreg sistemul pur și simplu să zboare. Din păcate există careva bug-uri care irită. Acestea presupun anumite frânări pe alocuri și ezitări. Poate eu le observ mai tare pentru că obișnuiesc să folosesc smartphone-uri ca Nexus 5. Totuși eu vă asigur că acestea sunt mai degrabă probleme de optimizare. i908 rulează pe o gamă nouă de procesoare. Respectiv mai trebuie de lucrat la optimizarea cu sistemul. Logic ar trebui ca în update-urile următoare să se soluționeze aceste probleme. Totuși, în jocuri, i908 își arată puterea, de la cele mai obișnuite până la adevărate shootere. Totul merge fără probleme. Pe sistem, Philips în general a făcut o treabă bună prin faptul că nu și-a băgat prea tare nasul. A lăsat totul stoc, fără o grămadă de aplicații inutile. Ne întoarcem la bateria, care nu este detașabilă. Chiar și așa, 3000 de mAh sunt îndeajuns pentru o zi activă de folosire. Dacă aveți și alte treburi în afară de telefon, poate ajunge aproape de o zi jumate. Regimuri de economisire a energiei ca la alte device-uri din seria Xenium nu am găsit, cel puțin în opțiuni, deși inscripția Xenium persistă. Probabil sunt ceva setări prestabilite, pentru că autonomia într-adevăr este bună. Optica de pe Philips arată promițător, mai ales cea din față, care îi va bucura pe iubitorii de selfie cu 5 megapixeli și o bună calitate la lumină slabă. Nici cea din spate nu se descurcă mai rău. 13 megapixeli și un sensor, cei drept cam vechișor, își fac treaba bine peste tot. Unicul minus ar fi blitzul, care uneori parcă întârzie. Despre sunet nu pot să zic prea multe. Avem un singur difuzor care se află pe spate, așa că mari așteptări de la el nu am avut. În schimb, sunetul în timpul apelurilor este clar și tare. Pot spune despre noul Philips că este primul smartphone texturat sub un oarecare material, care, într-adevăr, mi-a plăcut. Arată frumos și e plăcut să-l ții în mână. Camera și display-ul sunt decente, adică nu foarte wow, dar nici dezamăgitoare. În schimb, dezamăgitoare au fost frânările sistemului, care în curând ar trebui să dispară.
Orice nu am spune, aici avem și 2 GB de RAM și un procesor puternic, așa că jocurile merg fără probleme. Adunând toate aceste idei, i908 poate fi considerat un smartphone mediu, dar care are unde crește dacă cei de la Philips nu se vor lenevi să mai facă update-uri. Plus că dacă luăm în considerare prețul, mari pretenții cam nu ar trebui să avem. Atât pentru azi, prieteni, cam acesta a fost review-ul smartphone-ului Philips i908. Eu aștept părerea voastră în comentarii despre acest smartphone. Nu uitați ca de obicei like-uri și acolo jos subscribe. Cu voi a fost Vico. Toate bune!